Mergem acum pe Meleaguri Argeșene și o invit aici pe scenă pe Stoica Teodora Sânziana, 11 ani. Este argeșeancă jet be Da? Bună ziua. Bună ziua, ești argeșeancă jet be jet. Da. Unde te-ai născut? În Pitești. În Pitești și locuiești tot în Pitești? Da. De când ai început să cânți? De la ce vârstă? De la vârsta de șapte ani. Dar de ce îți place ție foarte mult cântecul popular? Îți place să cânți muzica uh... populară? De când eram mică, obișnuiam să cânt împreună cu bunica mea. Așa că am decis să merg mai departe cu uh, muzica populară. Cu cine te pregătești la ora actuală? Cu doamna profesoară Cornelia Voica. Costumul de astăzi îl ai de unde? De are? la străbunica mamei mele. Din familia ta. Da. Succes! Mulțumesc! Bună ziua, mă numesc Stoica Sânziana Teodora, am 12 ani și învăț la școala gimnazială Nicolae de din Pitești. Iubesc muzica populară de la vârsta de 7 ani. Am descoperit dragostea pentru folclor prin bunica mea, care cânta adesea împreună cu surorile mele în vacanțele petrecute cu ea. Când de 5 ani și îmi doresc să devin un foarte bun rapsor popular, îmi doresc să mă fac cunoscută, atât prin calitățile mele vocale, dar și prin costumul pe care îl port, deoarece el reprezintă tot ce avem noi mai drag. În această zi, port un costum deosebit, compus din piese de foarte mare valoare și foarte vechi. Ea este o piesă de sărbătoare, este cusută pe pânză de casă țesută, ea este bogat ornamentată cu patru râuri florale, alternând cu broderie albă, cu sută pe fire trase. Pe mânecă se repetă modelul floral de pe piept, ea fiind închisă într-o manșetă. Componentele ei sunt asamblate cu ajutorul cheiței de culoare albastru deschis. La gât, ea este închisă într-o bentiță relativ îngustă pe poale se repetă modelul floral de pe ie. Fota este cea mai valoroasă piesă a costumului meu, ea fiind moștenită de la străbunica mamei mele, este țesută de o măiastră țărancă în război, cu bumbac și lână neagră, la sfârșitul secolului XIX, cel mai târziu începutul secolului 20. Este bogat ornamentată cu fir de aur și fir argintiu încrețit. Alesăturile ei sunt în formă geometrică, mai precis romburi, îmbogățind căpătâiul din față, marginea de jos și un sumar decor pe căpătâiul interior. Peste fotă, portocingătoare, numită Bete, ea este țesută în război, cu un bumbac negru, albastru deschis și auriu. În picioare port ciorapi de lână, confecționați cu andrelele și opinci din piele de bovină, care sunt legate cu nojițe. La gât porți gărdane, confecționate cu acul, din mărgele mici rotunde, care alcătuiesc un model floral relativ îngust. În această zi nu port maramă, deoarece marama era purtată doar de femeile căsătorite. Ea este specifică zonei mușcelului, dar a fost preluată și de alte zone ale țării. În schimb, m-am împletit în două codițe, care sunt specifice vârstei mele. Mulțumesc! Toica Teodora Sânziana, 12 ani. Ce vrei să te faci când vei fi mare? Un uh, foarte bun rapsod popular. Vrei să devii interpret? Da. Îți doresc succes. Mulțumesc. Vilău Andrei Valentin, 10 ani. El locuiește chiar aici, la Mioveni, unde are loc etapa noastră și reprezintă sub zona etnofolclorică Argeș. Este câștigătorul trofeului la festivalul internațional Simeria Deva. Te-ai dus tocmai la Deva ca să iei trofeul. Da. Da? Bun, o să iei trofeul și la alte concursuri de aici din Argeș. Te rog să promiți acum, da? Da, promit. Și ne uităm către telespectatori, către juriu, da? De unde ai acest costum? De la doamna Maria Plopeanu. Succes! Mulțumesc! Bună ziua și bine v-am găsit! Numele meu este Andrei Vilău, sunt din Mioveni, am 12 ani, sunt elev în clasa a VI-a la Liceul de Arte din Ulipati din Pitești. Studiez muzica populară încă de la vârsta de patru ani, sub îndrumarea doamnei profesor Mihaela Chirisescu Jugaru. Și sunt sprijinit de părinții și de bunicii mei spre a-mi dezvolta acest talent. Am participat la diferite concursuri, la acestea, luând chiar la unele dintre ele trofeul. Astăzi sunt îmbrăcat cu un costum de ginere, autentic, din, din zona de munte a Argeșului. El este alcătuit din cămașă, cu mâneci largi, cu broderie cusută cu acul, cu fire de mătase și de bumbac, încheiată cu șabac. Peste cămașă, vestă neagră cu două rânduri de nasturi, buzunare, rever, făcută dintr-o stofă foarte fină. Brâul este cu motive geometrice țesut la război din fire de bumbac. Pantalonii sunt făcuți din țesătură aleasă în război Cusuți în două ițe cu manșetă dublă. În picioare port ciorap de lână și opinci, ciorapii fiind făcuți din uh, lână țurcană, opincile fiind făcute din piele de bovină și nojițele din piele bine tăbăcită. Vă mulțumesc! Invit pe scenă o domnișoară, Vișinescu Silvia Gabriela, 10 ani. Reprezintă zona etnofolclorică Arge și mai precis Câmpul Lung Mușcel, așa scrie aici, și mai scrie că a obținut premiul întâi la concursul Mugurii Folclorului Argeșan. În ce an? În anul 2017. Iau, bravo, felicitări! Mulțumesc. De unde ai acest costum frumos? Acest costum îl am ca moștenire de familie de la străbunica mea. Te las să-l prezinți, da? Succes! Vă mulțumesc! Bună ziua, numele meu este Vișinescu Silvia Gabriela, am 11 ani și sunt elevă la Liceul de Arte din Olipati din Pitești, unde studiez nail și pianul. Pentru această probă port un costum pe care l-am ca moștenire de familie de la străbunica mea din câmpul în Este un costum pentru a doua tinerețe, e adevărat, dar mie mi-este foarte drag. El a fost purtat de către mama soacra străbunicii mele și păstra cu mare sfințenie în lada de zestre a familiei. Prin urmare, acest costum are peste 70 de ani vechime. Voi începe descrierea costumului meu cu ea cu poale, sau acum așa cu poale, care este brodată cu acul persan, folosindu-se fir negru și roșu de arnici, dar și fir auriu strălucitor din lame, care dă o calitate în plus de eleganță, deoarece este un costum de sărbătoare. Atât altița, cât și râurile de pe mâne și de pe piebre, dau motive florale foarte bogate, sub formă de ghirlandă. Mâneca este largă. Poalele sunt de asemenea brodate cu acul persan, și redau aceleași motive florale bogate. Fota este confecționată din stofe de lână aleasă în război, în două oițe de culoare neagră și cu motive decorative verticale care alternează dungi roșii de registre decorate cu fir auriu de la în formă de flori. Este bogat decorată pe față și la poale cu spate simplu de culoare neagră. Căpătuiul ascuns este exclusiv decorat cu dungi roșii. O fotă frumoasă, elegantă, confecționată cu mult bun gust, la care motivele verticale din fir negru și roșu sunt puse în valoare de firul auriu strălucitor de la me. Cea mai veche piesă din costumul meu este vesta din catifea, brodată foarte fil într-un cortur de chenar cu motive florale din fir auriu răsucit și mărgele discret colorate cu albastru și roșu. Pe o parte și pe alta a vestei observăm că sunt brodate ca niște buzunare câte un buchet de flori delicate are peste 100 de ani vechime și este foarte bine păstrată. La mijloc sunt încinsă cu o pereche de bete din lână lasă în război cu motive geometrice. În picioare port opinși din piele de bovină, legate cu nojițe, peste șosete din lână albă, împletite chiar de bunica mea, cu andrele. Mi-am împletit părul în două codițe, mi-am împletit părul în două codițe, peste care, um, mă scuzați. Mi-am pieptănat părul în două codițe pe care mi le-am legat cu, cu, o bandă tricolori. Îmi cer scuze pentru emoții. În final vreau să spun că acesta este primul meu costum, dar pentru că vreau să devin o valoroasă artistă de muzică populară, muzica pe care o iubesc din tot sufletul, promit ca pe viitor să am mai multe, deoarece în există o mare varietate de costume naționale feminine de o frumusețe extraordinară. Mulțumesc frumos! Trecem acum la cea de-a doua categorie de vârstă, 15-21 de ani și o invit aici pe scenă pe Chiță Ionela Alina. Este elevă la Liceul Dinul Lipati din Pitești, la clasa doamnei profesor Carmen Iordache Cernea. Doamna profesoară este aici în sală, o susține pe Alina, pe Chiță Ionela Alina și reprezintă, prin cântec și por, zona etnofolclorică Muntenia, spune aici. Alina, ai emoții? Nu. Nu ai emoții? Cum a fost prima etapă? Ți s-a părut grea? Nu. Prezentarea nu a fost unui grea. cântec tradițional? Nu, nu. Nu a fost foarte grea. Ai mai mari emoții acum pentru că se află doamna profesoară aici în sală? Nu, din contră, doamna profesoară mă susține și mă bucur că este astăzi lângă mine. Succes! Mulțumesc frumos! Bine, v-am găsit! Mă bucur că am prilejul să vă prezint costumul popular, deoarece eu iubesc din tot sufletul tradițiile neamului meu. Mă numesc Chiță Ionela Alina, am 15 ani, sunt originară din Comuna Recea, județul Argeș și studiez în liceul de artă din Olipati, din Pitești, specializarea canto popular la clasa doamnei profesoare Carmen Iordache cerne Deși costumul specific zonei de sud are alte caracteristici Bunica mea purta la sărbătoare acest costum și o să încep să vă descriu fiecare piesă în parte Portoie din pânză de casă aleasă în război din bumbac și in cu diverse decorațiuni cusute cu arnicii negru, albastru, grena, roșu și verde, simbolizând motivul crucii, stilizate cu romburi versi înscrise în aceste cruci. Pe piept am patru șiruri cu acest decor, continuând cu umerii pe care am o altiță constituită din trei șiruri orizontale cu acest decor, iar pe mâneci sunt formate încă trei șiruri verticale cu acest decor, la distanțe similare cu cele de pe piept. Pe spate, decorul, decorul deloc modest, este cusut cu arnic negru, simbolizând motivul crucii. La manșetă, dar și la baza gâtului, sunt cusături florale. În partea de jos port o fotă cusută cu fir, janir, auriu și argintiu. În chenar sunt forme romboidale în partea de jos a fotei este împodobită o pereche de poale viu colorate în care în chenară sunt încadrate diferite figuri geometrice pătrate, romburi și triunghiuri cu sute cu arnic negru. Mijlocul îmi este încins cu o pereche de bete alese în război pe fond negru, cu sute cu fir janir auriu și argintiu. Picioarele îmi sunt încălțate în șosete de lână, țigaie cu sute de bunica mea cu model întorsadă și ciucuri. Opincile sunt cumpărate din târg, din piele de bovină, și legate cu un din piele. Am maramă, dar nu o port, deoarece marama, această piesă de valoare, o purtau doar fetele când se măritau. Bunica mi-a spus că în zi de sărbătoare părul uh, era, uh, era purtat în două codițe împletite și legate cu tricolorul țării, iar în cap se purta un. Patic mic, viu colorat, și cu motive florale. O să, o să port -o marama doar atunci când mă voi căsători. Mulțumesc! Brav. Gheorghe Dan Octavian, 17 ani. S-a născut în Comuna Domnești, Județul Argeș, și este câștigătorul premiului întâi la concursul Mugurii Folclorului Argeșan 2015. Iată, numai copii talentați, concurenți talentați. Octavian, mă bucur că ești prezent, iată, la a doua etapă a concursului nostru. Ce ne spui despre costum? De unde l-ai? Costumul acesta l-am moștenit de la străbunicul meu, cămașa și cioarecii. Iar vesta, chimirul și șosetele sunt luate de la un vecin. Vă dorim succes! Mulțumesc frumos! Bună ziua, mă numesc Gheorghe Octavian, am 17 ani, sunt elev în clasa 11 la Colegiul Național Alexandru Dobescu din Pitești, studiez canto popular la Școala Populară de Arte și Meserii în anul al 5-lea la doamna profesoară Mihaela Chirițescu și astăzi am venit să vă prezint costumul specific zonei de nord a județului Argeș, compus din pălărie, vestă, cămașă, chimir, pantaloni numiți cioareci și opinci cu ciorap de lână. Opincele sunt confecționate din piele de porc și se încheie în jurul piciorului cu ajutorul nojițelor. Ciorapii sunt confecționați din lână de oaie. Cioarecii, făcuți din stofă de lână, Locul unde se introduce cureaua se numește Veașcă, iar în față prezintă o parte care se petrece numită peleș. Cioarele ciobănești au clin în afară. Cei care au clin între picioare nu prezintă peleș. Chimirul este făcut din piele de porc, bogat în motive florale și geometrice. În dreapta prezintă un buzunar. Vesta este făcută din stofă sau din mie neagră. Cămașa. Este o cămașă de sărbătoare cu sută pe pânză de casă, cu o vechime de mai bine de 100 de ani. Este bogată decorată în motive florale, la mâneci și la poale, fiind o cămașă de sărbătoare. Părțile se încheie în cheiță cu colțișor, iar marginile în colțișor cu croșetă. Cămașa bărbătească nu se taie pe umăr. La spate este tăiată la mijloc, unde îi sunt adăugați clini, pentru a da acel creț, specifică și bărbătești de sărbătoare. Pentru lejeritate la ridicat, la subrația se adaugă o bucățică pătrată numită bucățuie. Mânecii se adaugă, pentru mai multă lărgire, o altoaie. La gât se încheie cu ajutorul băierilor. Pe cap port pălărie mai tortită, specifică zonei comunei domnești. Mulțumesc! Mărgineanu George, 20 de ani câștigător a mai multor premii, dintre care amintim premiul întâi la festivalul pe fir de baladă Târgu Jiu 2015 și l-am amintit pe acesta pentru că iată avem în sală și concurenții de la Târgu Jiu. El s-a născut la Curtea de Arge și nu poate reprezenta decât Argeșul. Ce mai face prietena ta, Doina? Vezi că știu cum o cheamă? Nu. Trebuie să vă mai informez un pic, doamna da. Ioana. Da, uh, În primul rând, vă spun și o bună ziua și bine v am găsit. Bine ai venit! Cu mare emoții, deoarece în această zi am ales să îmbrac un costum care mi este atât de drag și mi-a portat noroc la cele mai mari și cele mai frumoase festivaluri de, de gen. Și aș dori pentru început să fac o prezentare simplă uh, și zic să încep. Da, te las. Succes! Mulțumesc! Cosumul meu reprezintă zona de nord a județului Argeș și este format din opinzi din piele de porc, de culoare maro, întoarsă, cu nojice ce se leagă peste cerapul de lână. Pantalon din șai, cămașă bărbătească, cu motive florale și geometrice, cu sute pe pânză de casă, cu fir auriu și argintiu și inclusiv dungile albastre, după cum puteți să observați. Uh, și în ultimul, și nu în ultimul rând, vreau să vă spun despre chimir, care este la fel din piele de porc întoarsă, cu buzunar, și aș vrea să vă spun un lucru. Confort tradiției, uh, în buzunar se putau galbeni sau o poză cu persoana iubită. Exact. Dar la vârsta mea încă zic să nu port briceagul. Vreau să vă spun și să vă mai dezvălui un lucru. Acest costum este foarte important pentru mine, deoarece mi-a fost oferit de maestrul coregraf al ansamblului din care fac parte și are o valoare sentimentală, deoarece dânsul nu mai este printre noi, dar costumul care mi l-a oferit îl port cu mare mândrie, deoarece este in memoria maestrului Ilie Stilian. Mulțumesc frumos! Aceasta a fost categoria de vârstă 15-21 de ani. Cea de-a treia categorie, cea de-a treia uh, categorie, spuneam, uh, a fost secțiunea instrumente populare. Au fost trei concurenți data trecută, iar astăzi s-a prezentat doar Mârza cu Ion Marian de 16 ani. Care cântă la vioară, este născut în Argeș și a obținut premiul 2 la concursul Mugurii Folclorului Argeșan în 2016. Așa este, da. Marian? Da. De ce n-ai mai venit cu pălăria verde? Ți-a furat-o Ion eu... Drăgan? Nu. nu, nu era specifică costumului pe care îl port astăzi. Vioara e acasă, da? Da. Da. De unde ai acest costum? Costumul acesta a fost purtat de străbunicul meu, iar confort tradiției era făcut chiar de mireasă. Succes! Mulțumesc frumos! Bună ziua! Mă numesc Mărzacu Ion Marian, am 16 ani și sunt elev la, la Liceul Economic Maria Teileană din Pitești. Locuiesc în Ștefănești, Argeș, bunicii mei toți sunt mușceleni, de aceea sunt îmbrăcat astăzi în acest costum de sărbătoare, specific nunții. Camașa este specifică de genere și pot spune că este o cămașă foarte veche, având aproximativ un secol. Cămașa este din pânză albă de casă cu poale din asamblată din clin, din patru clini cu cheiță făcută din croșetă. Poalele sunt uh, cu o multitudine de uh, paiete și cu roduri de lână, de mătase albă. Uh, Conturile sunt puse în evidență de uh, mici fluturași, uh, și aceste ornamente se regăsesc și pe mânecile la cămașă, mânești largi clinii de la mâneci și cu pieptul sunt asamblați de cheițe ușor brodate și delicat. Pantalonii albi de soi sunt din postaf cu o cusătură fină, drept, cu manșetă, fără niciun ornament, la fel ca și gulerul meu de la cămașă, un guler scult alb. În picioare port niște uh, ghete deoarece conform tradiției, în ziua anunții, nu mai purtam opinci, deoarece era o zi de sărbătoare. În picioare mai port șosete de lână albă. La bru, am, un, am niște bete roșii cu motive decorative stilizate din timpul războiului. O, o vestă neagră și în cap am o pălărie de postav.